Salut, mă numesc Ștefan și o să vorbesc despre cum să gestionăm rațional resturile vegetale. Ca să putem face aceasta, trebuie să separăm deșeurile organice de cele anorganice. Prin alte cuvinte, tot ce rămâne după prepararea bucatelor, resturi după masă și desemne toate fructele și legumele cu termenul de valabilitate expirat, vor fi păstrate aparte. Rămâne o întrebare, ce e de făcut cu aceste resturi vegetale? Cea mai bună și eficientă metodă va fi compostarea lor. Însă dacă nu aveți timp sau trăiți la apartament, puteți să predați salubristului ca fracție umedă. Pentru cei care doresc să composteze resturile vegetale, urmăriți următorii pași. Pasul 1. Săparea gropii de compost. Pasul 2. Strângerea resturilor vegetale. Pasul 3. Plasarea unor crengi subțiri și a unei lăzi pentru circularea aerului. Pasul 4. Aruncarea resturilor vegetale în groapă. Pasul 5. Udarea și acoperirea gropii cu crengi și frunze. Mulțumesc pentru atenție și păstrați natură!